Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Patriarhia Română organizează astăzi și mâine o nouă acțiune de donare de sânge la nivel național. În București sunt așteptate la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române cadre din componența Inspectoratului General, a Direcției Generale a Jandarmeriei Române și a Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române pentru a se implica în campania Donează sânge, salvează o viață a Patriarhiei Române. Logistica campaniei a fost asigurată de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Grija față de semeni și ajutarea aproapelui aflat în suferință este o responsabilitate umană și socială pentru fiecare membru al comunității, iar jandarmii sunt, în primul rând, membrii ai comunității. Astfel, ei se implică în orice proiect dedicat ajutorării, iar donarea de sânge este unul care ar trebui să devină prioritar pentru fiecare persoană care poate deveni donator. Alături de jandarmi au fost prezenți și voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale. Ca de fiecare dată, aceștia au donat sânge și s-au ocupat de organizarea și aprovizionarea cu apă, ceai, cafea și produse alimentare necesare înainte și după actul medical desfășurat pe parcursul zilei. Astăzi, o echipă de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale s-a deplasat în această locație a Jandarmeriei Române, unde donatorii noștri fideli au venit să ne sprijine donând sânge. De asemenea, suntem încântați că se menține colaborarea frumoasă între instituțiile statului, Ministerul Apărării Naționale, Jandarmeria Română, precum și voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, coordonați ca de obicei de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru. Iată că Jandarmeria Română s-a alăturat din nou campaniei aducătoare de viață inițiată de Patriarhia Română. Ne bucurăm că suntem împreună și sperăm să rămânem așa mult timp de aici încolo. Este o acțiune extraordinară la care ne-am alăturat din prima clipă, o acțiune care salvează vieți. Suntem aici în sala de sport a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru a dona sânge și a dărui astfel oamenilor care au nevoie o șansă la viață. Astăzi au fost prezenți jandarmi de la mai multe unități care au reușit să doneze sânge, iar pentru zilele de astăzi și mâine, la nivel național, s-au înscris peste 1000 de jandarmi care vor participa la această acțiune. Iar la nivelul Bucureștiului sunt 110 militari care se alăturează acestei minunate campanii. Astăzi, atât în centrul unde ne găsim astăzi, cât și toate centrele județene din țară, vor fi prezenți peste 1000 de donatori. Noi, ca voluntari, ajutăm aici cu pregătire, preparare, produse, cafea, ceai, îngrijim și eventualii începători care au emoție la donare și cred că este o acțiune extraordinar de puternică și de binevenită. Vedeți noastră acțiunea care se face de atâția ani împreună cu Inspectoratul General al Jandarmeriei și cu Brigada Specială a Jandarmeriei, de fapt ce demonstrează? Că avem un țel comun, țelul acesta de iubire al pământului în care te-ai născut, un sentiment de patriotism și de ajutor, lucru care trebuie întărit și care trebuie cultivat în România. De ce m-am alăturat acestei campanii de donare de sânge? Întrucât sunt o persoană care vrea să ajute și am considerat că acest mijloc de a dona sânge va fi benefic unor persoane care într-adevăr au nevoie de așa ceva și mă voi alătura oricărei campanii, având în vedere și disponibilitatea mea. Campania Donează sânge, salvează o viață a început în anul 2013 cu sprijinul părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, cel care este și coordonatorul proiectului.